Salutare, salutare! Prietenul vostru, Lauru Balauru, vă prezintă Ceva din bucătărie Astăzi gătim din nou O prăjiturică Voi cum gătiți prăjiturica? Întrebarea zilei Avem Stafide, din păcate nu am timp și vom folosi. Foi congelate. Mestecăm bine în compoziție. Brânzica avem aici. Punem zahăr maestra Anina Balaurina face această operațiune și mestec aici în bol ia priviți ce bine arată nu vă spun ce miros îmbătător ungem tava ulei. După care punem hârtie pentru copt, bineînțeles. Tot mai e stranina balaurina la aparat. Folosim unt pe care îl vom topi la foc mic. Ia, priviți. Gata, lăsăm puțin la răcit. Mai avem încă un bol pentru că vom avea două compoziții, una cu stafide. Ia uitați. Ce bine arată. Și una fără stafide. Punem și puțin ulei de măsline în compoziția de unt. Punem primul strat de foi pe care îl ungem cu unt. Se aude și o ambulanță afară în timp ce filmăm acest clip. și începem să punem compoziția. În stânga cu stafide, în dreapta fără stafide. Ia priviți, ce bine arată. Nu vă spun cât de bine miroase. Punem rândul 2 de foi pe care le ungem. Și iarăși compoziție. Nu uitați, peste 80% dintre cei care urmăriți acest clip nu sunteți abonați ai canalului, dar o puteți face și totul este gratuit. Maestranina, balaurina, mânuiește cum de spatula și ultimul nivel de foi și ultima compoziție în stânga cu stafide. În dreapta, fără stafide. Maestranina, ca întotdeauna, o profesionistă, a pus și foile de deasupra, iar pe acestea le unge cu ou. Pregătim cuptorul la 180 de grade și 30 de minute. Ia, priviți cuptor electric după care introducem prăjiturica la cuptor maestranina presară înainte și niște zahăr înainte de a o băga la cuptor dacă v-a plăcut ce ați văzut aștept un like un comentariu în secțiunea de comentarii și bineînțeles abonare la canal. Subscribe la Urbalauru77. Ia priviți ce bine arată prăjiturica la cuptor. Cam jumătate de oră o lăsăm. Și la final avem această delicioasă prăjitură care miroasă super. Super tare, miroase! Toate ingredientele sunt românești. Poftă bună să avem, și eu vă mulțumesc pentru vizionare.